Dacă în anii trecuți giurgiuvenii sărbătoreau Revelionul pe pârtiile din țară, ori la restaurante din municipiu sau chiar din capitală, de data aceasta mulți dintre ei au ales să petreacă finalul de an acasă. Și asta pentru că fie nu dispun de banii necesari unei deplasări, fie își doresc o seară liniștită alături de cei dragi. Un alt motiv ar fi că anul acesta foarte puține restaurante sau cluburi mai organizează mese festive, din cauza că nu sunt în regulă cu autorizațiile de funcționare. V-ați gândit unde vă petreceți noaptea de Revelion? Acasă. M-am gândit, dar nu prea unde să fac Revelionul, pentru că restaurantele noastre, pe cât se pare, administratorii nu prea au ținut cont de reglementările ISU, au avut mai multe persoane decât erau trecute în autorizație din cauza probabil a dorinței de îmbogățire, așa că se pare că vă face acasă sau în alte localități. La prieteni, la București, în alte localități. O să merg cu prietenii în oraș. Ai mai găsit restaurant deschis în situația asta? L-am găsit. Pe acesta l-am găsit. În rest, nu știu ce să vă spun. Ați planificat de mult? Avem vreo 2 săptămâni. Și ce vi s-a pregătit? Aveți idei? Am înțeles că este un meniu bazat și pe pește, dar și, din câte am înțeles, cu specific puțin grecesc. Unde crezi? Acasă, că sunt singură. Familie. Acasă? Da, da. De ce ai ales să vedeți? Frumos. Cel mai frumos, armonie, e cel mai bine în familie. În alți ani ai mers la restaurant, la club? Nu, am fost în străinătate. Tot la fel în familie, cel mai bine acasă. Sunt giurgiuveni care și-ar dori să petreacă noaptea dintre ani într-o stațiune montană sau la masă într-un restaurant elegant, dar vor munci de Revelion. Indiferent de locul unde îi va prinde noul an, toți speră același lucru, anul care vine să fie mai bun decât cel care se sfârșește.